Teoretic, asta începe și liberalii clasici. Asta înseamnă Constituția grup. Se întâlnesc niște oameni și cad de acord. Ideea e că, practic, nu s-a întâmplat asta niciodată. Deci, în libertarienii zic, n-a însemnat, pe linia lui spune, domnul, n-a însemnat chestia aia, e adevărat, deci nu e, e un fapt că nu. Dacă luăm Constituția României, cât s-a votat? 70% sau s-a votat două zile. E, ăla care n-a votat, n-a semnat. Deci nu. Și argumentul spunerii e și mai tare, în sensul, chiar dacă ar fi semnat toți, ok, a semnat străbunicul, dar n-a semnat eu. Da, deci eu sunt altă entitate. Deci e legat doar pe ea. Deci contractul îi leagă doar pe cei care participă la contract. Nu. Până la sfârșitul veacurilor, tu rămâi legat.